Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu, sunt astăzi la tribuna polisportivă, un invitat de excepție, cum sunt de altfel toți invitații noștri, dar este un sportiv de mare performanță și poate este cel mai important sportiv pe care îl are Timișoara în ultimul timp. Este vorba de Flavius Bia, un mare prieten al Politehnicii Timișoara, un suporter al echipei noastre de fotbal, renumitul boxer profesionist care se pregătește să urce în ring nu peste mult timp. Bine ai revenit, Flavius. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Da, eu îți mulțumesc că ți-ai găsit timpul. Ești pe ultima sută a pregătirii galei din 30 iulie, în care îți vei pune în joc centura intercontinentală IBA la categoria semi-mijlocie. Da. Vei boxa contra unui mexican, Ivan Alvarez îl cheamă. Are 33 de ani și, ca să nu greșesc, 31 de victorii, dintre care 21 prin knockout, da, la profesioniști, evident. Inițial, în gala asta, adversarul trebuia să-ți fie un francez, Howard Cospolit, dar mă rog... Da, din păcate, francezul nu a mai semnat contractul și nu puteam aștepta după el până în ultima sută de metri ca să fie mult mai greu după aceea să-mi găsesc un adversar. Și atunci, imediat am întins puțin antenele și am găsit un alt adversar. Ai găsit un adversar mai bine cotat decât Cospolit. Și mai bine cotat și mult mai boxer decât francezul. O să fie un test pentru mine și acest mexican. E al doilea mexican cu care mă voi bate la Prăsăniști de până acum. Primul tot la Timișoara l-am câștigat cu Jesus Gurola. Mi-amintesc. Și acum cu Ivan Alvarez, cu acest băiat. Da, hai să vedem câte meciuri ai la profesioniști până acum. 19 meciuri, 20 meciuri, 19 câștigate și o înfrângere. Înfrângerea cu cine a fost? Cu Valentin Golovko. Ăsta e ucrainean? Un ucrainean, da. Direct eram la televizor, a 12 repriză, ultimele 20 de secunde, da. Și pe punctajul arbitrilor era meci egal. Cum de te-ai hotărât, nu cred că v-am spus, stimați telespectatori, gala va avea loc la sala polivalentă din Dumbrăvița, așadar în 30 iulie de la ora 20 va fi un eveniment care va include și alte partide de box, dar ne va da amănunte Flavius pentru că este organizatorul acestei gale. Cum de te-ai hotărât să mergi la Dumbrăvița? Nu știu, mi-a venit așa o idee să fac într-o sală puțin mai mică decât sala Olimpia, sala Constantin Jude, și am găsit puțin suport din partea celor de la Dumbrăvița, din partea primăriei, și am ales să fac o treabă bună acolo. Oricum, suntem, n-ai voie, limitați cu spectatorii și atunci am zis că facem puțin cu circuit închis și cu un anumit număr de persoane. Da, oricum, gala va fi televizată, nu putem da numele postului, de un post cu acoperire națională. Gala se numește Boxing Fight Championship și este organizată de firma pe care o ai, Bia Promotion. Da. Da. Alături de soția ta, care te sprijină, știm, în tot ceea ce faci. Ce mai... putem urmări la această gală? Știu că sunt multe meciuri. Da, sunt șase meciuri de box profesionist și trei meciuri undercard. Doar box. Și trei meciuri undercard, adică nu vor fi pe TV. Vor fi un copil de la mine de la sală. În deschidere. Răzvan Lăpăduți. O să fie Luca Simedria și Flaviu Stoica, un antrenor ce și el are 24 de ani, a făcut box în trecut și acum a început din nou să boxeze. Venind lucrând cu mine la sală, a început să prindă gustul și a zis că vrea să urce de un ring și l-am băgat în undercard-ul competiției. Din păcate, dacă vă uitați peste fight card-ul făcut de mine, avem prea puțin boxeri și mai mulți kickboxeri care vin să se bată pe box. De ce? Pentru că nu mai avem boxeri deloc. Adică nu, înainte chiar aveam de unde alege, înainte să fiu eu. Adică Flavius, eu mi-amintesc foarte bine când eram copil, mergeam, eram nelipsit la galele de box de la sala de lângă marele magazin, nu-i dau numele, din centrul orașului sau eu știu la ce sări,
unde AM Timișoara l-avea pe Senciuc, fiertat, pe campionul da. Balcanic Ciobotaru, pe Bona, pe Șorubaru, mă rog, boxerul. Da, știm cu toții de CFR Timișoara, un club de tradiție, de UMT, de Nicu Ispas, iarăși Dumnezeu un mare dispărut, Dumnezeu să-l odihnească, da? Era o mișcare de Marconi, nu? De Stana. Da. Ne amintim cu toții. Era o mișcare foarte puternică în box, în Timișoara, din păcate, acum, cum spui... Din păcate, vremurile astea de acum, fiind și pandemia, oricum se erau vremuri grele pentru boxul timișurean și românesc, venind și pandemia, cred că aproape l-a distrus. Adică, după părerea mea, nu prea mai văd. Adică nu văd să fie unul care să scoată capul, să zică, bă, pot să fac treabă cu ăsta. Nu prea. Cine sunt ceilalți care boxează? Așadar vin din lumea kickboxului. Lumea kickboxului pentru că ei promovează mult mai mult evenimentele și sunt evenimente da. De kickbox în România. Da. Noi nu avem, din păcate, că cred că cu ghilimele de rigoare sunt singurul nebun care mai urmează gale de box profesioniste. Vă zic și zic de ce, pentru că costul unei gale de box profesioniste este mult mai mare decât una de kickbox. Meciul meu, cât mă costă pe mine meciul meu la acest eveniment, costă toată gala de kickbox la restul galelor care de kickbox. Și atunci puțin se înhamă să facă evenimente de box profesionist, dar eu, în primul rând, cum am zis tot timpul, fac pentru mine, ca să evoluez eu cât mai bine și probabil voi atrage și mai mulți spectatori și poate voi atrage și copiii în acest drum. Așadar, cine sunt cei care boxează? Bogdan Stoica, cred că foarte multă lume îl cunoaște pe Bogdan Stoica, unul dintre frații Stoica care vine din kickbox și este un nume cunoscut în kickboxul din România și nu numai. Celălalt e Andrei, dacă nu mă înșel. Da, și celălalt e Andrei. Bogdan Stoica se va bate la noi în gală. Amancio Paraschiv, care renumitul. A fost boxer. Da. A trecut la kickbox și acum face, știți, cumva paralel și kickbox și box, jonglează. Chiar recent s-a bătut și a făcut un meci foarte bun pe kickbox, foarte bun. Și va boxa cu un român cu care am câștigat eu la începuturile mele, Ionuț Trandafir Ilie. Am boxat eu cu el și va fi un meci destul de greu între ei doi. Pentru că eu nu stau la filiile, are și experiență mult mai mare decât Amancio. Dar cred că Amancio va fi antrenat și va face față cu brio acestui meci. După care va fi și Mirel Drăgan. Mirel Drăgan, campion mondial la Kempo, luptător K1. Deci, majoritatea numelor, mă bucur că se bat la mine în gală, dar în acest timp îmi pare rău pentru că nu am ce să ofer boxului boxeri. Oricât aș vrea și oricât mi-aș dori să aleg de undeva, efectiv nu ai de unde. Și nu doar că nu ai de unde, e foarte greu să mă duc la maestru Bia sau la maestru... Adică unchiul tău, la unchiul meu, Gheorghe Bia. Gheorghe Bia sau la Mihai Ion, să-i spun, lăsați boxerii câțiva care au 18 ani să treacă la profesioniști. Pentru că ei sunt cu box amator. Da, Mihai Ion, renumitul șef al Asociației Județene de Box Timiș, iar Ghiță Bia, cum îi spunem cu toții, este antrenorul care nu mai are nevoie de nicio prezentare și care, din câte știm, va fi antrenorul noii secții de box de la CSU Politehnica Timișoara, secție care într-un viitor nu foarte îndepărtat va începe să activeze. Da. Am auzit și eu. Și din păcate ei probabil vor să mai țină sportivii la amatori, vor să meargă cu ei la campionatele naționale, adică nu au același... Nu, viziune diferită a mea cu... Bine, Flavius, dintotdeauna boxul amator a fost altceva decât boxul profesionist. Drept dovadă, la Jocurile Olimpice nu merg decât amatorii. Da, dar nu prea merg, că nu avem ce să ducem. Chiar anul acesta, Cosmin Gărleanu... Da, și o fată. Și o fată, Nechita, dacă nu mă înșel. Ceva de genul, da. Îmi scapă numele ei, prenumele ei. Da, dar unde e boxul de altă dată, când mergeam la Olimpiade cu 10 sportivi, 8 sportivi. Așa este, și luam medalii.
Adică ne băteam acolo să ieșim campion olimpic. Mi-amintesc de frații Simion, de Calistrat, păi, da, Cuțov, de mari boxeri pe care... Nu să ne chinuim să ajungem. Nu, Doroftei, Feri Vașta, păi nu, da, nu mai zic. Sigur, fără a ne referi la boxul profesionist, unde chiar l-ai avut la inaugurarea oficială a sălii despre care vom vorbi, sala ta, da, pe legendarul Mihai Leu, primul campion de box profesionist, da, mondial din România. Pe domnul Mihai Leu și pe Francis Vașta, că au fost la inaugurare. Și Feri Vașta. Da, mi-a făcut o plăcere să-i am alături de mine. Da. La Jocurile Olimpice avem vreo speranță la medalii? Sincer, nu știu. Eu îl văd pe Cosmin Găleanu un copil muncitor, dar nu urmăresc foarte îndeaproape fenomenul acum, pentru că sunt prea focusat și concentrat pe ce am eu de făcut. Așa este. Și atunci e foarte greu să-mi distrag atenția, să urmăresc. Dar aud și știu că e un băiat muncitor, care muncește foarte mult și are talent. Deci, se gala poate. Din 30 iulie va fi în plină perioadă a Jocurilor Olimpice, care, da, vor începe în 23 iulie. Juratonii, Nistor... Nistor e semnat cu Oscar de la Hoya. Da. Boxează e prin America acum. E profesionist, așadar. E profesionist, da. Juratonii a trecut și el la profesionist. Cezar. Cezar a trecut la... Are și meciul la profesionist, cred că 7-0 sau 7-1 la profesionist. Un pic, Cezar e fratele, e fratele lui Bogdan. Bogdan, da, da, da. Dar Bogdan... Bogdan s-a lăsat. S-a lăsat. Da. Deci, știți care e problema? Că până la un anumit nivel, eu vă zic din propria experiență și din partea celor care au fost colegi cu mine în aceeași generație, că eu îi văd. Nu văd unul ca să se mai țină de box din generația mea, că au făcut sau nu performanță. Egal. Vă zic și de ce? Pentru că în box amator nu se investește bani și nu e dat la TV mai mult, ca să atragi sponsori. În primul rând, ne americanizăm și noi, odată cu lumea, ne americanizăm și totul merge pe reclamă și pe imagine. Trebuie să vindem ceva la televizor, dar noi nu avem ce să vindem în box amator. Asta e părerea mea. Și plus că avem și mentalitatea care nu s-a depășit, trebuie să fim în pas cu ce este acum. Că degeaba noi vrem să stăm doar în sala de box, să nu ne cunoască nimeni și să mergem la campionatul național. Nu, trebuie o imagine creată în jurul unui sportiv. Altfel nu ai cum să câștigi bani, nici sportivul nu va câștiga bani și nici antrenorul. Plus că Federația Română de Box a avut mari probleme în ultimii ani legate de finanțare, de suspendări, de... Da, nici nu știu acum, nu cred că e bine nici pe acum, nu știu dacă e bine, că am înțeles chiar și a fost retrasă finanțarea, cred. Am auzit, am văzut o știre, nu știu dacă e și adevărat. Da. Câți ani au trecut de când ai făcut pasul la profesioniști? 2013 am trecut la profesioniști. Deja 8 ani sunt. 8 ani, atunci, da. Câți ani aveai atunci? 24. 24. 23. Da. Da. Îmi pare rău că n-am trecut puțin mai devreme. Poate era asta voiam să te întreb, le recomanzi tinerilor din, da, ziua de azi? Da, la 18 ani să treacă la profesioniști. Deja așa de vreme, la 18 toată lumea. De ce? Pentru că oricum nu se investește în box amator. Mi se pare, nu vreau să spun că toți boxerii plecăm de la box amator. Nu e mai bine, Flaviu, să faci pasul ăsta după ce deja ai luat o medalie la Olimpiadă, să zic? Sau ai luat un titlu mondial la senior? Ba da, Olimpiada e vârful, da, vârful piramidei, da? Dar spuneți-mi cât se pierd și cât ar avea șanse, adică paritatea nu e normală, că e foarte puțini au șanse să ia medalii la Olimpiadă ca să spui că e pensie viageră și dacă ai trece la profesionist și ai crea o imagine frumoasă în jurul unui sportiv care se evolueze în același timp, să arate și box, normal, adică e cam incomparabilă. Ai mult mai multe șanse așa decât să te bați pentru... Că toată lumea mă condamnă poate puțin pe mine că dacă mergeam la Olimpiadă, că dacă făceam... Nu știu ce se va întâmpla. Au fost juratonii, nu? Au fost la Jocurile Olimpice. Au fost calificat. Săracul s-a lăsat de box, e polițist și cam atât. Da. Adică nu văd unul din generația mea să spun, bă, am reușit. Bă, am reușit și m-am sacrificat o viață, dar am luat medalia la Olimpiadă și trăiesc bine tot restul vieții. Eu nu văd asta.
Da, mi-aș fi dorit și eu să iau o medalie pentru ego-ul meu la Olimpiadă. Doar că lucrurile, mai ales și în ziua de astăzi, în cum merg lucrurile, e foarte dificil. Și să iei medalie și să trăiești după aceea cu o medalie la Olimpiadă. Cubanezii pare... tot așa puternici sunt ca pe vremuri la amatori. Nu știu. Nu mai urmărești. Adică urmăresc, aud, dar nu sunt atent. Adică nu sunt atent că sunt, v-am zis, sunt mult. Da. Dacă veți veni la noua mea sală, acum am un ecran, am un televizor foarte mare în care non-stop sunt meciuri de box profesioniste. Non-stop meciuri. Da, e următorul subiect al desfășurătorului meu legat de această sală pe care ai inaugurat-o în urmă cu o lună și un pic. O sală pe care ai construit-o din fonduri proprii, se numește, să nu greșesc, Bia Boxing Gym. Da. Da, foarte frumos nume. Și visezi să devină un pol de, eu știu, de atracție pentru, sincer, momentan, boxul din vestul țării. Da, momentan la sală la noi avem și grupe de copii, avem și grupe care încercăm să facem performanță. Deci ai și un club, înțeleg? Da, clubul meu, Bia Promotion. Așa se numește și clubul. Și clubul se numește exact la fel, da. Unde sunt copii legitimați? Unde sunt copii legitimați, am 3 copii legitimați. Doar că încă nu am hotărât să mă duc cu ei la campionatele naționale și la astea, pentru că eu am deschis de 6 luni. Sunt în curs de formare. Ești la început, sigur. Sunt în curs de formare, pot să spun. Doar că avem un plan lucrul ăsta, doar că, cum v-am mai spus, sunt focusat pentru a face eu deocamdată performanță, de a atrage lume după mine, de a atrage mulți plătitori la sală. Eu văd sala și ca un business. Absolut. Că de acolo trăiesc și eu și familia mea. Și atunci încerc să promovez asta cu boxul pentru toți. Da. Facem o paranteză în atenția CNA-ului. Nu e vorba de nicio reclamă. Aici este vorba de o sală de sport unde se desfășoară box. Sau chiar și kickbox, nu? Și kickbox, care îmi poartă numele. Adică numele absolut meu. Absolut, da, sigur că da. Chiar vreau să promovez asta pentru că asta vând eu acolo. Reclama vinde, cum ai spus, și lumea vine. Cu unde mergem? La sală, la Bia. Da. Da. Și așa este, ai un în curs, și sincer, am și planuri mari, că dacă va merge lucrurile spre bine, vom deschide una în Timișoara, Bia Boxing Gym 2. Spune-mi, te rog, cam câte meciuri crezi că mai ai de boxat până să ajungi să lupți cu o centură mondială pe masă? Sincer, nu știu, că am tot dat din gură în ultimii ani, că și atunci, că atunci așa au devenit tot felul de probleme. Păi, și anul trecut, în martie, a venit pandemia, era programat meciul tău cu un tanzanian, da, care n-a mai putut avea loc. Da, sincer, dacă lucrurile mergeau normal, poate acum eram în primii 20 în lume, dar... La categoria ta, semi-mijlocie. Asta înseamnă până 72 de kilograme și un pic. 69-800. 69-800? Da, 69-800. Da, și din păcate, cum a venit și pandemia, ne-a afectat pe toți, atunci a fost o perioadă grea, mai ales pentru sport, din toate punctele de vedere. Bun, dar bănuiesc că ăsta este țelul tău, să ajungi să lupți pentru un titlu mondial. Da, da, da. Și sincer, și cu pandemia asta mi-a dat mult de gândit. M-a pus mintea puțin la contribuție și chiar în pandemie m-am și deschis sala. Chiar în pandemie, că era luna noiembrie anului trecut. Mi-am deschis sala și, sincer, am avut un succes. Am profitat puțin de această pandemie să pot să promovez această sală, pentru că lumea, după ce a stat atât de mult în casă, erau dornică de mișcare și o mișcare altfel în loc de doar fitness. Și atunci am făcut conceptul ăsta Bia Boxing Gym și am făcut boxul pentru toți și lumea vine și se simte bine. Da, vreau să spun telespectatorilor că te antrenezi pentru acest meci alături de, mă rog, îți supraveghează antrenamentele, să zic așa, Ștefan Mercea și Andrei Cherecheș. Iar Sorin Sărândan pe partea fizică? Da, mai da. Colaborez și cu cel care este cadru didactic la noi la Politehnică, la Departamentul de Educație Fizică și Sport, renumitul fost handbalist al Timișoarei, Sorin Sărândan. Antrenamentele, alergările le faci la noi pe stadionul Știința, da, nu? Da, 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 aici vin la alergări și la condiție fizică și boxul fac la mine la sală. Așa, iar
ai un sparring partner, tocmai un englez, Asinia Byfield, are 32 de ani și palmaresul lui este 20 de meciuri, 15 victorii, un egal, o înfrângere și 7 victorii prin knockout. Iată un boxer experimentat. Da, am sparring-uri destul de grele cu el și mai ales pentru că are și o experiență foarte mare. El merge foarte mult la sparring-uri în America, la Mayweather Gym. Și Mayweather. Da. Da. Și a făcut și cu Gervonta Davis sparring-uri și adică am un sparring partener foarte foarte bine cotat și atunci și asta îmi dă o încredere în plus mie ca să fac față mexicanului cu Brio. Da. Iată un arădean, că ești arădean, care a devenit mișorean în urmă cu, nu mai știu, 13-14 ani? 2004, iată, sunt 17 ani deja de atunci. Mi-amintesc de parcursul tău, da, ca junior. Eu știu, erai pe la mondiale, pe la europene, mereu în lupta pentru medalii. Era o vreme tare frumoasă și Ghiță Bia, unchiul tău, mă ținea la curent cu tot ce mișcă. De atunci te anunțai o mare promisiune și iată că ai răzbătut prin forțe proprii. Este păcat că Timișoara și județul ăsta nu pot să ajute mai mult sportul de mare performanță, dar știți că eram recent la Consiliul, mă scuzați că m-am întrerupt, eram recent la Consiliul Județean și erau tot felul de directori de cluburi care se plâng că nu e infrastructură, că nu avem sportivi, că nu avem unde să facem, că nu avem unde. Dar unul nu a spus, bă, haide să creăm lucrurile, haide să facem să se întâmple. Că da. Ce la urmă ai făcut tu acum prin această sală? Oricum, eu sunt din 2003-2004 când care fac performanță și la amatori, da? Prea puțin a fost statul lângă mine să mă susțină pe mine ca sportiv. Adică, nesemnificativ. Adică trebuie să luăm pe cont propriu totul și să dăm drumul la treabă. Să nu stăm, bă, că nu avem aia, că nu avem aia, hai să facem lucrurile să se întâmple, hai să creăm oportunități. Și cred că eu atunci, când eram la Consiliul Județean, am zis, eu n-am venit aici să spun că n-avem aia, eu am venit să creez lucrurile. Pentru că dacă faci lucrurile să se întâmple, până la urmă tot se va întâmpla ceva. Bravo, bravo, Flavius. Este un exemplu pe care, sigur, cu mai mulți ani înainte și drucheria la fotbal a luat taurul de coarne și da, să începem să creăm ceva. Să nu mai stăm cu mâna întinsă la autoritățile locale sau la, eu știu, eventual oameni de afaceri. Da. Și atunci, așa este, însă sportul de mare performanță implică bani mulți și fără asta nu se poate. Categoric. Doar că, după, na, știm, eu foarte greu să te susțină statul în sport, pentru că mi se pare că în România nu... Absolut. Sportul din totdeauna, după Revoluție, sportul a fost ultima roată la căruța României. Și atunci, dacă stăm să așteptăm până vine statul să ne dea, să ne facă, nu o să mai facem niciodată. Da, mai sunt câteva zeci de secunde, Flavius, eu îți mulțumesc frumos și te rog să adresezi un gând telespectatorilor pe care, desigur, îi așteptăm în 30 iulie la sala din Dumbrăvița. Da, vă mulțumesc frumos pentru invitație și... Și vă aștept în număr cât mai mare să ne susțineți, să susținem boxul și să susținem sportul în general, pentru că sportul înseamnă sănătate. Și să facem sport în fiecare zi, pentru că asta ne eliberează de tot stresul și de toate gândurile rele. Mulțumesc mult, Flavius. Abia aștept să vină vremea când vei boxa pentru un titlu mondial la profesioniști. Doamne. Stimați telespectatori, să ne revedem cu bine!